Într-un comunicat remis presei, președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, subliniază că în urma criticilor venite dinspre mediul de afaceri, impozitul pe cifra de afaceri nu mai este o certitudine. Impozitul pe gospodărie se amână, taxa de solidaritate se mai analizează, iar despre salariul minim pe economie, Liviu Dragnea a declarat că acesta va crește anul viitor doar cu 100 de lei, până la valoarea de 1550 de lei. Mai mult, majorarea la 2000 de lei indicată în noul program de guvernare a fost rostogolită, probabil din greșeală, mai spune liberalul. În acest ritm o să aflăm în curând că și acest guvern e o greșeală, așa cum s-a întâmplat și cu guvernul Grindeanu. Singurele certitudini sunt deocamdată pierderea burselor de către studenți pe perioada verii, pierderea burselor alocate medicilor rezidenți, scumpirea semnificativă a energiei electrice între 8 și 12% și, desigur, maleficul Soros, care, după cum ne-a explicat domnul Tudose, îl atacă pe Liviu Dragnea ca să destabilizeze România. Dacă ne raportăm la cele 6 luni de guvernare ale coaliției PSD-ALDE, în care și-au dat singuri jos propriul guvern, au schimbat 2 programe de guvernare, unul mai fantezist ca altul, și au încercat să schimbe cursul luptei anticorupție, constatăm cu ușurință că actuala putere se luptă din răsputeri să destabilizeze țara. Iar cea mai mare greșeală este în acest moment chiar coaliția de guvernare, declară președinte PNL Maramureș, Ionel Bogdan. Mediul de afaceri, economia, partenerii străini așteaptă stabilitate și predictibilitate de la guvernul român. Și, din păcate, actuala putere este incapabilă să asigure aceste lucruri, mai susține liberalul. Credibilitatea în scădere a coaliției aflate la guvernare îi afectează pe toți românii care simt în buzunarele lor și scumpirile din ultima vreme și creșterea ratelor la bancă și lipsa unor locuri de muncă mai bine plătite. Iar poveștile cu Soros nu țin loc de investiții, de politici coerente și de seriozitate la nivelul guvernării. Și ne mai fac și de râs în lume, mai declară președintele PNL Maramureș în comunicatul de presă.